Important este cum înmulțim noi talanți primiți în dar de la milostivul Dumnezeu. Fiecare suflet, om, l-a înzestrat Dumnezeu cu daruri. De pildă, unul este, are darul milostenii, altul este mai blând, temător de Dumnezeu. Darul înțelepciunii. Cum bine ați auzit, începând de la patriarh, mitropolit, episcop, preot, stare de mănăstiri, diacon, profesori, scriitori, pictori, până și la cel care paște turma de vaci de oi. Putem numi și acela talent. Dar Dumnezeu ne-a dat și ne încearcă mai tot timpul, până la urmă suntem într-o încercare continuă. Alții suntem într-o cârtire continuă. Am primit prea puțin. Dar și ceea ce am primit, nu putem să-l folosim cum se cuvine și nu știm cum să-l folosim. Cum ar putea Dumnezeu să mulțească talanții într-un suflet rece? Într-un suflet, într-un creștin care nu-L caută pe Dumnezeu, care nu are trăire, nu are viață duhovnicească, nu este format spiritual cum se cuvine, nu se străduiește să-L cunoască pe Dumnezeu îndeaproape, nici să fie în slujba lui Dumnezeu. Dumnezeu, dacă ne trimite acești talanți și noi, din neatenție, cu voia noastră, dar și fără voia noastră, dar mai mult să spunem, pentru smerenia noastră cu voia noastră, îngropăm talanții și nu îi mulțim. Dacă Dumnezeu ne-a dorit înțelepciune, să propovădim acel neștiutor de carte. Și cu un talent putem lucra foarte frumos și dacă lucrăm, Dumnezeu ne binecuvintează și îl înmulțește. Cel ce are, îi se va da. Cel ce nu are, îi se va lua. Din neatenția noastră putem pierde talanții dăruiți de Dumnezeu. Să nu uităm că în fiecare Sfântă Evanghelie, în fiecare cuvânt propovăduit, în fiecare sărbătoare duminică, ne readuce Dumnezeu aminte de darul milosteniei. Cu această faptă ajungem cu adevărat aproape de Dumnezeu și ne împăcăm cu Dumnezeu și Dumnezeu ne va răspăti și ne răspătește zilnic când din puținul nostru primit de la Dumnezeu ne gândim și la cel care nu are. Fiindcă, până la urmă, ce am face noi, ce am fi noi, dacă nu ne-ar fi înzestrat Dumnezeu cu sănătate, viață, care este un dar de la Dumnezeu? Ce poate să facă un om cintuit la pat, paralizat? Sau alte boli fără de leac? Ce poate să facă? Și ce n-ar da acel om? Cât s-ar ruga lui Dumnezeu să facă ceea ce faceți frăție voi și noi astăzi. Să poată avea acest dar, binecuvântare, de a participa la Sfânta Dumnezească Liturghie. Poți să ai toate comorile pământului. Dacă nu ai sănătate, treci pe lângă ele. Am spus-o deseori, poți să ai bani de ale mâncării, poți să ai o boală cruntă care n-ai poftă de mâncare și nu mănânci. Poți să ai haine frumoase, moi. Poți să nu ai sănătate și nu poți să te îmbraci singur. Cum spune cuvântul Sfintei Evanghelie, să n-ajungi timpul acela, sper Doamne,
să te ducă, să te încingă alții, să te încalțe alții și să te ducă unde nu înțese voia ta. Prin spovedanie înălbim, albim cămașa botezului. Părâm păcatul prin spovedanie. Ne îndreptăm, ne curățăm, ne purificăm și Dumnezeu ne iartă, ne ajută și ne apropiem mult mai mult de Dumnezeu. Prin curățenie trupească, de altfel, trupul acesta, vrem, nu vrem, chiar așa cum este păcătos, de ce trebuie îngrijit mult? Este templul sufletului nostru. Îl putem numi hoit și păcătos, dar trebuie să ne îngrijim și de el. Spune și Cartea Sfântă, că Dumnezeu ți-a dat un dar, viață, care este un dar divin de la Dumnezeu. Atunci îngrijește de sănătatea ta dacă nu ai păcat. Că Dumnezeu lucrează prin medici buni, care le-a dorit această înțelepciune, doctorul trupurilor, iar slujitorii adevărați, doctorul sufletelor. Poate cu ușurință, noi toți, poate unii chiar ne bucurăm sau se bucură unii când cineva are un necaz. Nu știu, de mic copil, fiind de la țară, țăran, eu n-am auzit atâta bârfă, cleveteală între vecinci oameni. Parcă erau mai plăcuți, mai liniștiți. Săreau un ajutor, se mângheau unul pe altul când aveau un necaz. Ori acum să te vadă bătut pe mijlocul străzii, nimeni nu sare să se ridice. Să-ți dea o cană de apă. Trebuie plată la orice. La orice trebuie plată. De multe ori uităm că suntem oameni. Și că trebuie să dăm un răspuns în fața lui Dumnezeu. Am văzut în viața mea din copil, la cel sărman am mâncat mai multe lume decât la cel bogat. Tot cel necăjit dăruiește mai mult. Tot cel necăjit. Tot timpul suntem tentați de acea teamă, frică, că vom rămâne fără nimic. Spune o pildă de sărbători, noi, dumneavoastră, facem orice, chiar dacă nu avem, împrumutăm, dar să fie masa bogată, să avem de toate, chiar dacă aruncăm. Și nu ne putem da seama că noi nu răbdăm nicio durere de măsea, durere de cap. Suntem mai tot timpul într-o cârtire continuă. Împotriva lui Dumnezeu, că Dumnezeu ar fi vinovat de toate. Și ne punem deseori întrebări, de ce eu, de ce eu, de ce eu? Că cândva am mers și la biserică, odată și eu am mers la Paști, la Înviere. De ce să mă pedesc asta? Vecinul meu așa, ruda mea așa, de ce tocmai pe mine? Păi, dacă ne facem o de conștiință și ne-am întoarce înapoi, ne-am acoperit ochii, urechile, să ne auzim, să ne vedem, cât de mult l-am tulburat pe Dumnezeu în viața noastră. Și cât de puțin am fost în slujba lui Dumnezeu Tatăl. Și cât de mult am fost în slujba celui rău. Dar, Dumnezeu drăguțul, nu vrea moartea păcătosului. Iar din nou vă spun, nu este târziu niciodată. Să ne întoarcem cu credință la Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu tainic și în gând și mergând în fiecare secundă că existăm. Că mai putem merge pe picioarele noastre, că putem să muncim, să ne rugăm, să facem o metanie, o închinăciune, o faptă bună. Și la sfârșit, la sfârșitul canonului și rugăciunii, să spunem, Doamne Dumnezeule milostiv, ai milă de sufletul meu și te rog, prelungește-mă anii să-ți pot mulțumi îndeajuns și să mă pot bucura de viața care mi-ai dărit-o și ce am făcut în viața mea. Prelungește-mi, Doamne, anii să-ți pot mulțumi și să mă pot căi și să mântuiesc sufletul meu. Măicuța Domnului să vă bucure, frați și surori, să nu vă treacă cu vederea puțină rugăciunea și 2-3 pași făcuți de la poarta mănăstire până în casa lui Dumnezeu să vii numele Măicuța Domnului tuturor. Dacă veți să aveți o viață mai ușoară, mai frumoasă,
să fiți mereu binecuvântați și să simțiți binecuvântarea Lui Dumnezeu, să cereți pe Maicuța Domnului ajutor. Cum strigăm pe mama la orice durere, când e foame, când e sete, când ne fric. Mama, unirește, ajută-mă, așa, Maicuța Domnului. Mi-aduc aminte de copil cât de greu mi-era. Ferească Dumnezeu să fie lipsit mama o zi de acasă sau două. Totul era pustiu, totul e pustiu. Fără mamă și tată, așa Maicuța Domnului, care noi viți pe Maica Domnului. Să știți că degeaba v-ați născut. Și degeaba le-am născut. Avem nevoie de Maicuța Domnului când respirăm aerul. Și simțim pe viu când o chemăm în ajutor. Până la urmă, e mijlocitoarea noastră a tuturor. Nu știu câți din dumneavoastră aveți curaj să spuneți când a strigat la Maica Domnului și nu v-a ajutat. Eu când am venit la Hadâmbu și n-am avut unde să plec capul nici măcar într-o cameră, 2 metri, am strigat și am vorbit cu Maica, Maicuța Domnului, ajută-mă, Maicuța Domnului. Și iată, nu știu cum m-am să pot mulțumi vreodată în viața mea și 3 ani așa de repede și dacă am să pot mulțumi, cât de mult ajutor mi-a dat Maica Domnului în acest loc care a fost pustiu și a nimănui. Și iată mâna lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, a Sfinților și podoaba Bisericii care sunteți frățile voastre, care v-a trimis Maicuța Domnului și ați ridicat această ruină și ați înfrumusețat locul Maicii Domnului, unde mii de suflete se folosesc, se mântuiesc și sute mii de bolnavi care vin la doctorul, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, să-i mulțumească. Părintele Arsenia nostru, îl cunoașteți de ani de zile, stă la icoana Maicii Domnului de câțiva ani de zile. După Sfânta Liturghie, la ora 9, până la 9 seara, unde se perindă credincioșii și pelerinii din toate colțurile țării și din afară, venind la icoana făcătoare de minuni. Și îmi spunea seară cu lacrimi în ochi că se întâmplă niște minuni care i-a fost frică să-mi spună. Credincioșii care vin simt un miros de mir foarte mirositor. Și l-am întrebat pe Părinte Arsenie, Părinte Stareț, după Sfânta Liturghie știți bine că acatistul făcut, compus de preasfințitul Înaltul Calinic, am fost binecuvântat să-l citim în fiecare zi, după Sfânta Liturghie, în fața Sfintei Icoane Făcătoare de Minuni, personalizat acatistul Icoane Făcătoare de Minuni. Părinte Arsenie spune că deseori și lumea vine și îi spune, atât de la icoana Făcătoare, cât și de la Sfintele Moaște, de la Sfântul nostru Ioan Iacob, românul. Și deseori s-a întâmplat și nu mi-a zis până aseară, azi noapte la utrenie. Vedeți, frățile voastre, darul divin al lui Dumnezeu cum lucrează între noi oamenii. În a cinsti cele sfinte, cum spuneam și o spun deseori, sfinții sunt casnicii lui Dumnezeu, plăcuții lui Dumnezeu, dar și prietenii ai noștri, mijlocitori înaintea lui Dumnezeu. De ce ne rugăm tot timpul Sfântul care l-am primit de mila lui Dumnezeu, a părinților și nașilor, de la botez, mijlocește pentru noi fiecare.